Nu ți-e cald cu atâtea pâine? Ba da. Și blugi așa, parcă am groș. Nici că e două perechi. Zvansol. Mine vine în pantalon scurt. De care? Când? Ar trebui să venim într-o zi așa în pijamale. Ar fi tare, nu? Chiar am vorbit cu Andra, așa într-o zi ar trebui să... Facem petrecere da, în pijamale. Da, chiar ar fi foarte, foarte mișto o idee. Mă, nu știu cum le convingem pe toate fetele. Le dezbrăcăm aici, în emisiune. Da. Ne dăm machiajul jos. Ce zici? Ne dăm machiajul jos. Hai, țin dau dacă vreau. Îți dau. Rămâne fața. Vezi perna asta. Cu perna asta poți să-ți iau toată frumusețea. Nu, e mă, că ești frumoasă și fără, sigur. Fără ce? Fără machiaj. Nu știu, orice zi, dacă spun că n-am nicio treabă și că nu-mi pasă de niciunul. Bine, serios! Bine. Bibica mea, nu mai te chinui și nu mai te simți nervoasă. Dar crezi că dacă îmi trebuia vreunul, crezi că mai stăteam tine, mai nu mai pot. Tot îmi spui ai, unde că nu mă interesează, chiar nu-mi pasă și nu mai pot de nervi. Hai, ce să-mi calm. Nu râdeți. Poate te-l iubești. Da? Ce frică să zici și datul. Da, nu mi-e frică, dar de ce nu mă crezi că chiar nu-mi pasă? Crezi că dacă îmi pasă, mai stăteam cu tine? Ciocolată, ciocolată. Știi pe internet? Da, grața la. Doamne, îți mulțumesc că îmi dai ce vrea, știi? Băietul ăsta. Da. Câte ceasuri? 8. Acolo, știu. Da, și după aia am zis, tot primul lui Cornela, că... Da, să știi că am un subiect. Nu, ce faci tu, fată, tu? Ia, vezi. Vino cu apă, Bogdan. Vino lângă mine. No, ce faci, Bogdan? Nu se aude, nu se aude. Nu se aude. Stai. Nu mi-ai dat curs că m-a încetat tare cu Andra. Nu vrei să vorbești cu mine? Nu se aude, nu se aude, nu vorbi. M-a încetat tare cu Andra. Ce faci, ador? Băi, nu se aude să facă... Să-i facă cea, Roxana, că nu se aude. N-are sunet. În fine, dacă m-auziți, dacă nu. Eu am vrut să-ți fac o surpriză, Bogdan, și să spun că mi-este tare dor de tine. Și să fii supărat pe mine dacă ne-am cam certat și ne-am cam vorbit urât. Nu mai dai cu. Vreau să spun doar că mi-este dor de tine și sper să ne respectăm în continuare și să nu mai ne jignim și să ne fie bine la amândoi. Măcar separat, dacă nu împreună. Înțelegi? Ce zâmbești că... Nu, ascult... Eu singură în continuare. M-auzi? Dar nu se știe niciodată. M-auzi? Da. Întotdeauna te-am respectat, niciodată nu te-am vorbit de rău să știi, dar... Gen, eu chiar trăiesc ceva frumos cu fata asta și chiar sunt fericit lângă ea și... Păi da, știu, eu am spus să fii fericit alături de ea. Am zis doar să nu mai ne vorbim urât, că am auzit multe chestii, că ai spus la televizor și m-am simțit prost că ai spus chestia aia. Gen și cu hotelul și așa mai departe. Eu m-am pupat cu niște băieți de emisiune și mi-asum treaba asta că m-am pupat cu ei. Asta da, nu-i vorba de ce ai făcut, Roxana, că am discutat asta atunci de față cu tine. La televizor ce am mai zis, gen, cine a mai deschis subiectul, am continuat eu, dar nu te-am vorbit de rău. Zic de față cu toată lumea că te respect în continuare, adică și eu. Până la urmă ai fost oglinda mea în societate și n-aș putea să vorbesc. Și tu ai fost oglinda mea, dragă. Da, dar să știi că acum sunt foarte fericit. Alin Titoleac, Alin Titoleac. Știu că ești fericit, eu vorbesc de domnul Alin Titoleac. Da, să rămână tot ochii frumos între noi și da, să ne respectăm în continuare. Și sper că nu te super că te-am sunat, că am vrut să te văd că mi-era dor de tine. Vreau doar să te văd, dar nu te gândi la altceva. Alin Titoleac, Roxana. Nu aud, mă, ce zici, nu mai vorbim. Alin Titoleac, Roxana. Roxana, eu sunt foarte... Ia-ți cea mai frumoasă! În fine, nu vreau să crezi altceva, nu vreau să crezi că vreau să fac eu ceva în relația ta sau ceva genul. Doamne, ferește, te respect în continuare, vă respect pe amândoi în continuare și sper să fii fericit alături de persoana iubită. Mulțumesc. Și sper că nu te superi în continuare că te-am sunat, am vrut doar să te văd și cam atât. Nu, sper să-ți găsești și tu pe cineva... Să dea Dumnezeu. Care, nu știu, să te fac la fel de fericită, măcar jumate, cum o face Andra pe mine și... Na. Și să nu fie posesiv, cumva? Eu sunt posesiv.
Ce cadru de vis. Știi bine că eu sunt posesiv și ea posesiv. Dar e doar din cauza că... De nu mai pot. Că ați greșit puțin amândoi, nu doar ea, nu doar tu. Da, știu, Dani. Pe care le-ați făcut. Dar așa e când iubești, Roxana. Știu. Ideea e că trebuie să treceți împreună peste chestiile astea și să vă iubiți în continuare, vă respectați în continuare. Rechelina, vreau să deschid eu? Kevin, Kevin, da, e cea mai frumoasă. Da. Ce faci, Roxana? Ce faci, Kevin? Bine, tu? Stai, mă, și Kevin în ecuație. Ia uite, Kevin, ce e aici? Ce acolo, ia? Cum te simți, Roxana, să-ți vezi trei foști? Ia uite, oh! Hai că se mai vede încă! Poate pe unul din cadru ca să apară Kevin. Hai că se mai vede încă. Ești o băreață tare, Roxana. Cu Kevin a fost o iubire de copii. Ai hotel în inimă, Roxana. Are. Da, și tu ai ce ai? Ia palat. Direct, ești pe iacht cu ele tot. Iacht? Fata are inima palat, mare. Palat. Chestia asta vreau să lămuresc și cu tine, Jador. Dacă vrei, eu lămuresc, dacă nu, treaba ta. Dar eu țin să lămuresc treaba asta, că tot spui că hotel, labirint, motel sau ce vrei tu acolo. Iar. Eu mi-am asumat ce am făcut tot în emisiunea asta, că m-a pupat cu unul și cu altul, că asta cu Adi și-a fost, mi-a fost, mă rog, treburile mele. Ideea e că tu n-ai cu ce să mă atași, frate, decât cu chestiile astea, înțelegi? Dar nu știu, voi dacă stați de atâtea luni în emisiunea, nu v-ați supărat să vă certați de care zi? De la mine pentru Roxana. Am iubit numai bărbați, numai unul și unul. Da, da, eu am avut cel mai frumos bărbat în emisiunea asta. Le-am iubit, am iubit ca nebunul. Păi zici că au fost ăștia. Urât vorbești, urât vorbești pentru puterea dragostei, dragul meu. Nu, tu ești bași pe mine numai la asta. Ia uite, Roxana, și Teia, și Iancu, da. Dacă ai venit în emisiunea, ai venit pentru unul din foștii tăi? Ce? Nu mă mai întorc niciodată în trecutul meu. Foarte bine faci. Cu tine oricum o să mă văd mai des, că merge la concerte, la astea. Adică, deci, na. Am văzut cât de apucat de cântat, Roxana. Poftim? Am văzut cât de apucat de cântat. Apoi asta întreb și eu. Am văzut că ai și vorbit despre acest lucru, Jador. Da, cred că Jador invidios pe tine. Bă, încă nu mi-a scos piesa deocamdată. Ce mai frumosă? Ce? Am vrut să fac un 5 game acolo, Caterinca. Zic, am vrut să fac un 5 game-o, Caterinca, înțelegi? Da, nu prea a ieșit! Dar tu nu erai cu Turcu? Poftim? Tu nu erai cu Turcu? Cine a zis asta, Jador? Nu mă gândesc, prietena mea de discreată. Când a zis Turcu că e cu mine? A zis în melodie, da, sunt cu cea mai frumoasă fată din emisiune. Păi da, cea mai... aici în piesă, dar voi înțelegeți ce vreți. A, deci tu nu ești cu el. Deci tu nu ești cu el. Poate cu mine și cine cu Turcu, peste tot. Și la film, și la Carpru. Da, pentru că ne trece foarte bine. În momentul în care eu sunt masculinată pentru că chiar o să o am, băi, Roxana, lasă Roxana. Roxana, nu înțelegeam foarte bine. Știi că eu am o vorbă. Crești găină, dar până la urmă tot ai. Tu ești găina? Nu, tu erai găina, Turcu era stăpânul. Stai cu minte. În fine, eu intrați în... Eu cred că te-au făcut și ciorbă și friptură. Eu știu să gătesc foarte bine, da. Tu erai în oală. Așa. Ce pot să mai vă zic? Când am vrut să zic să salut foștii mei iubiți. Te salutăm și noi, Roxana. Te așteptăm în emisiune, Roxana. Roxana! Te salută foștii tăi. Și lângă ea să fie mult mai fericit decât a fost lângă mine și ea să-i ofere mult mai mult decât i-am oferit eu. Te așteptăm în emisiune, Roxana. Desperat-o! Cine a vorbit și a țipat? Ricardo. Desperat-o! Ce faci, mai fostule? Ce faci? Ce faci, mă, ți-ai bine acolo de gagici? Mi-e greu. Mă descurc cu ceam. Ce ești? Mi-e dor de tine, bă, Ricardo, să cumpere șampoane iar și balsă. Nu mai zic că-mi bași mortul în casă, taci din gură, Roxana. Îmi bași mortul în casă, taci din gură. Nu mai ai iubită. Taci din gură. Roxana, ce zici? Da. Ești în București? Da, frate, sunt pe balcon aici. Dar eu știu zona acolo. Lasă-mă ceva. Vezi că te pup. A, uite de ce bocan, că le arunc la Alba Iulia. Știu, dar ce bă? Ce rând Alba Iulia a făcut ăsta militare? E Roxana în mine. Dar n-are importanță. Ce să știu, Mariano? Nu știu așa ce este. Taci din gură, Roxana. El are o gagică foarte bombă. Ok, eu te simt ce să rău. Nu, Ricardo. N-au, Mariana, n-au ce-i... La pupat, Iancu! Cine? Denisa! Auzi, dar cine? Auzi, dar
cum? Folosim păi parcă vrei pe jocul. Ce a zis Roxana? Am zis că cine nu-l pupă pe Iancu, de fapt. Ce a zis? Iancu e păpușică, Iancu stă la toate fetele, că așa îi place lui să se joace în continuare. Are 22 ani. Lasă-o, mă, Roxana! Roxana! Roxana, știi că așa sunt mai pupăcios. Știu, tocmai asta zic. Te-ai mulțumit de la ea. Roxana! Eu îl văd doar pe Ricardo. Îți văd danță de Ricardo? Nu, aia... Ce doar de la Luca Ricardo? Roxana! Dă-i schimbă de pe mine! Ce ai pățit la față, Roxana? Bă, schimbă de pe mine. Dar ce ai pățit la față? Nu, serios, vezi că aici un... De-asta... În stânga, acolo. Arunca pe jos, că mă enervez. Schimbați imaginea că a vorbit cineva care nu trebuie. Ai iPhone de ten. Ce faci, Ricardo? Ai căzut pe jos, frate? Ce faci acolo? Dar tu ții la Roxana. De emoții. Vrei să mă vezi lângă tine în emisiune? Ei, prietena mea. Băi, prietene, Ricardo, dar nu mai era doar de asta. Posibilul... Ce zici? De parul. Prietene, atâta, frate, nu te... Prietene, nu am zis nimic. Eu îl vezi. Roxana! V-a zis Bogdan, ții doar de... N-ai înțeles. Dar ție, ți-e dor de două capace de la mine sau ghiveci în cap? A zis Bogdan, ți-e dor de... Mai bine vorbesc cu fetele decât să vorbesc, că voi tipați, frate. Mamă, și că n-am mai sus pe... Mariana! Parcă un deja vă acum. Mariana! Stai, acuș. Mariana, vrei să stai în cameră cu mine când vin? Dar să nu mă bați. V-ați potrivit, am. Cum să te bat? Ești prietena mea, cum să te bani? Lasă că mi-ai zis că sunt prima care... Vă potriviți amândouă aceleași caractere. Care ce? Noi două în cameră. Vorbiți pe aceeași limbă. Lasă că tu mi-ai zis că sunt prima care trebuie să plec de aici, că n-am cuplu. De cine? Păi, dar dacă e să iei, cine n-are cuplu? De mine? Dar cine nu are, de acolo? Tu, dar cine o suna pe cine? N-ai băie, ți-o sunat pe Roxana. J-ador. Că nu Bogdan. Dar să facă ce vrea tu. Ce să zic? Dacă e dor de Roxana, să meargă la Roxana. Eu nu o să lupt pentru un băiat care încă speră și se gândește la asta. Păi să nu mă vorbească deloc, deci niciun cuvânt. Păi nu știu ce vorbesc, chiar nu o să vorbească. Că ei au de împărțit chestii, eu n-am. Spune, iubire, taci. Dar ce să nu, o să vorbească, cum? Nu vreau niciodată să facă ce vrea și ce simte. Ca să vezi și tu, da. Exact. Nu o să lupresc niciodată. Dacă el mai are chestii de vorbit și împărțit cu Roxana, să împartă chestii. Eu nu o să lupresc să facă să... Ce să vorbească? Cristiane, Marius. Ai zis tu, dar... A, Marius! Nu mă bun! Ce seamănă cu turcul, uită-te la el! Da, seamănă! Arată-i biceptul, arată-i biceptul! De ce, ai supărat? Roxana, când vin să te răzbun pe toate fetele care mor! Supărat sau plictisit? Supărat! Mamă, ce frică! Doar supărat! De ce? Da? Să uite că s-a cinut! Da, nu trebuie să fiu bătut! Cine îți vezi apărarea? Sunt singur! Kevin, dar tu până la urmă ai avut ai fost primul tău băiat? Stai că n-am auzit, mai zi o dată. Păi dacă vorbesc cu toată lumea, ce s-a auzit acolo? Așa, mă auzi acum? Da, zi. Am auzit că ai iubită, că nu știu ce, că nu știu cum, ce știrea aia până la urmă. Am clarificat treaba asta în emisiune mai devreme. Da, păi pare rău că l-o sunt cu voi în emisiune. Ha, așa, nu am ajuns să știu. E bine atunci, oricum despre toată lumea. Te aștept pe tine să vin emisiune. Dar Roxana, vine emisiune! Roxana, să mai vorbim și noi una alta. Roxana, vine emisiune! Cine s-a pupat acolo, mă, Ricardo? Roxana! Ce nu-ți convine, Roxana? Ce pupat, frate, relația mi-a dat? Vine să-ți pui dintele aici. Cu prietena mea, Manuela! Bun. Pe Manuela e cu Ricardo, dar tu ai spus că se mulțumește cu tine. Asta zic, că cu prietena mea. Te pup, Roxy. Auzi, Ricardo, ai ceva cu mine sau mi se pare mie? Ia taci-mă un pic. Ai ceva cu mine sau mi se pare mie? Și ce să am eu cu tine? Așa, pe Caterică. Păi, eu nu-s pe Caterică. Da, să știi că da, l-am văzut și eu, stat pe în partea cealaltă, nu veni să stea lângă mine. Mi-e doar după cer cu tine. Hai, vină încă, Roxana. Auzi, vin și vlogul tău direct. Hai să te ceri tu pentru mine. Lasă, vezi ce-ți fac eu în vlogul meu. Roxana, hai să te ceri tu pentru mine, că m-am săturat. Ela, tu ești? Da. Chiar te-ai certat? Iarăși. Tot cu Jador? Da, cu cine? Da. Zici că mi s-a terminat și vine așa tot ceea ce puteți la Jador. Să spună, vezi când tu direct. De ce faci? Că-ți putem vedea într-o. Ce-i spune? Ce-i spune? Ce, auzi? Da. Ce să zic de ea? Și eu, am zis ce am auzit și eu, exact ce am zis și eu, știi? Mm-hmm. De asta a zis ea, știi?